Capitolul 7. Legea respectului. Oamenii urmează în mod natural lideri mai puternici decât ei. La prima vedere se poate să îți fie insuflat orice altceva, dar nu respect. Nu era o femeie care să te impresioneze prin aspectul fizic. Vorbim despre o persoană mărunțică de statură, în jur de 35-40 de ani, cu pielea măslinie și uscată. Nu știa nici să scrie, nici să citească. Hainele pe care le purta erau simple și tocite de atât purtat. Când zâmbea, se vedea că îi lipsesc doi dinți din față. Trăia singură, se spunea că își părăsise soțul la vârsta de 29 de ani. Fără niciun avertisment. Într-o zi, când s-a trezit, ea nu mai era acolo. Am mai vorbit cu el doar o singură dată, mulți am mai trezit și după aceea nu i-a mai pomenit numele niciodată. Muncea cu întreruperi. De cele mai multe ori își lua de lucru pe la hoteluri mici, freca podele, curăța camerele și gătea. Dar în fiecare primăvară și toamnă dispărea de la locul de muncă. Se întorcea lefteră și se apuca din nou de lucru pentru a mai face câțiva bănuți. Când era la serviciu, muncea din greu și părea destul de rezistentă din punct de vedere fizic, dar avea și momente când adormea brusc, uneori chiar și în mijlocul unei conversații. Credea că îi se trage de la o lovitură la cap primită într-o bătaie din adolescență. Cine ar respecta o femeie ca ea? Ei bine, cei 300 de sclavi care au urmat-o pentru a deveni liberi, atunci când au plecat din sud, care au recunoscut-o ca lider. Este valabil și pentru toți aboliționiștii din New England. Totul se petrecea în anul 1857, iar femeia se numea Harriet Tubman. Un lider indiferent de nume. Când avea doar 30 de ani, lui Harriet Tubman îi se spunea Moise, pentru că reușea să ajungă în locul unde oamenii erau ținuți sclavi și să-i elibereze din lanțurile captivității. Tubman a fost sclavă încă de la începutul vieții. S-a născut în 1820 și a crescut într-o fermă din Maryland. La vârsta de 13 ani a fost lovit în cap, lucru care avea să o afecteze toată viața. Era într-un magazin și un supraveghetor alb i-a cerut ajutorul ca să-l bată pe un sclav ce încerca să fugă. Ea a refuzat și a blocat drumul bărbatului, însă aceasta i-a aruncat în cap o greutate de 2 kg. A fost foarte aproape de moarte și a avut nevoie de câteva luni bune până când s-a însănătoșit. La 24 de ani s-a mutat cu John Tubman, un negru liber. Dar când i-a povestit de planul ei de a merge în nord pentru a-și recăpăta libertatea, acesta nici nu a vrut să audă și a spus că dacă încearcă să plece, o va părâ. Când a reușit să profite de conjunctură și să se îndrepte spre nord, în anul 1849 a plecat singură, fără să-i spună nici măcar o vorbă partenerului de viață. Primul ei biograf, Sarah Parker, spune că Tubman i-ar fi zis: mă gândisem eu așa, existau două lucruri care mi se cuvineau de drept, libertatea sau moartea. Dacă nu o puteam avea pe una, o alegeam pe cealaltă, pentru că nimeni nu mă putea prinde vie. Trebuia să lupt pentru libertatea mea până la ultima răsuflare și când avea să vină momentul să fug, atunci Dumnezeu avea să mă lase. Tubman a ajuns în Philadelphia, Pennsylvania, luând-o pe drumul de sub pământ, o rețea de căi secrete ale negrilor liberi, aboliționiștilor albi și ale quakerilor care ajutau pe sclavii fugari. Deși era liberă, s-a hotărât să se întoarcă în Maryland să scape familia. În 1850 a făcut primul drum de întoarcere în calitate de călăuză, prin drumul de sub pământ, fiind persoana care îi ghida pe sclavi, cu ajutorul mai multor persoane de bună credință pe care le-a întâlnit pe parcurs. Un lider de oțel. În fiecare vară și iarnă, Tubman se angaja adunând bănuți cu bănuți pentru a se întoarce în sud. Și în fiecare primăvară și toamnă își risca viața ducându-se în sud și ajutând o mulțime de sclavi. Nu era frică de nimic, iar forța ei de lider era de nezdruncinat. Era un lucru extrem de periculos și când cei pe care avea în grijă începeau să ezite, era tare ca oțelul. Tubman știa că dacă erau prinși, sclavii fugari urmau să fie bătuți și torturați până când spuneau cine i-a ajutat. Așa că niciodată nu le dădea voie celor pe care călăuzea să renunțe. Morții sunt morți precum peștii. Obișnuia să spună: vreau un sclav mai slab de înger, ținându-i un pistol încărcat la cap. Mergi cu mine sau mor.
Între 1850 și 1860, Harriet Tubman a călăuzit mai mult de 300 de oameni, printre care și membrii ai familiei sale. A făcut 19 drumuri și se mândrea cu faptul că nu pierduse pe nimeni. Trenul meu nu a deraiat niciodată și nu am pierdut niciun pasager. În perioada aceea, albii din sud puseseră pe capul ei o recompensă de $12.000. O adevărată avere. Negrii din sud îi spuneau simplu Moise. La începutul războiului civil, salvase de la sclavie mai mulți oameni decât a reușit vreodată un american, alb sau negru, femeie sau bărbat. Un respect din ce în ce mai mare. Reputația lui Tubman și influența ei au impus respect și nu numai printre sclavii care visau la libertate. Nordici cu influență, albi și negri deopotrivă au respectat-o. Ținea discursuri la diverse întâlniri în Philadelphia, Boston, St. Catharines și Auburn, unde s-a și stabilit în cele din urmă. Era căutată de oameni importanți cu funcții înalte, precum senatorul William Seward, care a devenit mai târziu secretarul de stat al lui Abraham Lincoln și de binecunoscutul aboliționist și fost sclav Frederick Douglass. Sfaturile date de Tubman erau căutate și de John Brown, renumitul aboliționist revoluționar. Brown îi spunea foste sclave generalul Tubman și se zicea că la un moment dat a afirmat că era un ofițer mai bun decât toți pe care îi cunoscuse vreodată și putea comanda o armată cu același succes cu care își condusese micile grupuri de fugari. Aceasta este esența legii respectului. Un test pentru lideri. La prima vedere, Harriet Tubman nu părea să fie o candidată viabilă pentru o poziție de lider, având în vedere că toate împrejurările îi erau potrivnice. Nu avea niciun fel de educație, se născuse sclavă. Trăia într-o cultură în care afroamericanii nu erau respectați și lucra într-o țară în care femeile nu aveau încă dreptul la vot. În ciuda acestor împrejurări a devenit un lider incredibil. Motivul este simplu. Oamenii îi urmează în mod natural pe liderii mai puternici decât ei. Toți care au intrat în contact cu ea, i-au recunoscut capacitatea de a conduce și s-au simțit onorați să o urmeze. Așa funcționează legea respectului. Nu este un joc cu ghicitori. Oamenii nu respectă niciodată pe cineva din întâmplare, ci doar pe cei pe care îi respectă. Un lider de nota 8 pe o scară de la 1 la 10, unde 10 este nota cea mai mare, nu va urma pe cineva care are nota 6, ci un alt lider de nota 9 sau 10. Cel mai puțin talentat îi va urma pe cei mai dotați decât el. Din când în când, un lider poate alege să urmeze un lider mai slab decât el. Acest lucru se întâmplă însă dintr-un anumit motiv. De exemplu, liderul mai puternic poate face așa ceva din respect pentru poziția persoanei respective sau pentru trecutul ei plin de realizări. Sau e posibil să respecte ierarhia. În general, oamenii îi urmează pe cei care se dovedesc a fi lideri mai buni decât ei. Aceasta este legea respectului. Cu cât o persoană are abilități de leadership mai bine conturate, cu atât mai repede va recunoaște prezența sau absența acestei abilități la ceilalți. Când oamenii se reunesc pentru prima dată într-un grup, urmărește ce se întâmplă. Pe măsură ce interacționează, liderii grupului ies în evidență, se gândesc la obiective și la cei pe care își doresc să îi aibă alături. La început, oamenii pot ezita între mai multe direcții, dar după ce încep să se cunoască între ei, nu mai trece mult timp și identifică liderii cei mai puternici, urmându-i imediat după aceea. De obicei, cu cât o persoană are abilități de leadership mai bune, conturate, cu atât mai repede va recunoaște prezența sau absența acestei abilități la ceilalți. În timp, oamenii fie se vor alinia și îi vor urma pe cei mai puternici lideri din grup, fie vor părăsi grupul și își vor urma propriul drum. Îmi aduc aminte o întâmplare care ne demonstrează de ce oamenii își aleg lideri mai puternici ca ei. Se petrecea la începutul anilor 70, când jucătorul de basket Bill Walton s-a alăturat echipei UCLA, antrenată de John Wooden. În tinerețe, Walton purta barbă. Se spune că antrenorul i-ar fi zis că jucătorii lui nu au voie să vină la antrenamente nebărberiți. Walton, încercând să-și afirme independența, i-a spus că nu își vor rade barba sub nicio formă. Răspunsul lui Wooden a fost tranșant. Ei bine, ce să facem, Bill? O să simțim lipsa. Nu e nevoie să mai adaug că Walton și-a dat barba jos.
ce anume o determină pe o persoană să respecte și să urmeze o alta. Calitățile de lider, procesul în care se implică atât liderul cât și subalternul, circumstanțele, cred că sunt valabile toate aceste variante. Plecând de la ceea ce am observat de-a lungul timpului și de la experiența personală, iată principalele 6 modalități prin care liderii câștigă respectul celor din jur. 1. Capacitatea născută de a conduce. Pe primul loc se află abilitatea de a conduce. Există persoane care se nasc cu o abilitate de a conduce mai mare decât altele. Nu toți liderii se nasc la fel. Cu toate acestea, așa cum am mai spus și în legea pragului limitativ și în legea procesului, fiecare persoană poate ajunge să fie un lider mai bun. Atunci când oamenii te respectă ca individ, te și admiră. Când te respectă ca prieten, te iubesc. Când te respectă ca lider, te urmează. Dacă ești înzestrat cu abilitatea de a conduce, oamenii își vor dori să te urmeze și să se afle în preajma ta. Te vor asculta și vor fi interesați de viziunea pe care o susții. Cu toate acestea, dacă nu ai și calitățile sau obiceiurile enumerate în cele ce urmează, nu îți vei atinge potențialul de lider, iar oamenii vor pleca de lângă tine. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac liderii înnăscuți este să se bazeze doar pe talentul pe care îl au. Respectul acordat celorlalți. Dictatori și alți lideri autocrați se bazează pe violență și intimidare pentru a determina pe oameni să facă ceea ce vor ei. Nu vorbim în acest caz despre un leadership adevărat. La polul opus, liderii buni se bazează pe respect și înțeleg că leadershipul are un caracter voluntar. În momentul în care liderii îi respectă pe cei din jur, în special pe cei de pe poziții inferioare, care nu au atât de multă putere, își câștigă respectul lor, iar oamenii vor să urmeze lideri pe care îi respectă. Câștigarea respectului celor din jur urmează un tipar. Când oamenii te respectă ca persoană, te admiră, când te respectă ca prieten, te iubesc, când te respect ca lider, te urmează. Dacă îi respecti pe ceilalți și îi conduci în mod corespunzător, vei continua să ai adepți. 3. Curajul. Una dintre calitățile pe care oamenii au respectat-o atât de mult pe Harriet Tubman a fost curajul ei extraordinar. A fost hotărâtă să reușească până într-acolo încât și-a asumat riscul că ar fi putut muri încercând. Nu se gândea la pericole. Misiunea ei era clară și nu se temea deloc. Un lider nu își merită numele până când nu este dispus, din când în când, să rămână singur. Henry Kissinger. Fostul secretar de stat american, Henry Kissinger, remarca: un lider nu își merită numele până când nu este dispus din când în când să rămână singur. Liderii buni fac ceea ce trebuie, chiar și cu riscul de a greși, chiar și în fața celor mai mari pericole și chiar dacă își asumă eventuale critici. Nu-mi vine în minte nici măcar un singur lider care să fi fost lipsit de curaj. Tu îmi poți da vreun exemplu? Curajul unui lider are o valoare extraordinară. Le dă speranță celor care îl urmează. 4. Succesul. Succesul este foarte atrăgător. Oamenii sunt atrași în mod natural de el. Este unul dintre motivele pentru care societatea noastră este atât de preocupată de viețile vedetelor, aplaudă tot timpul victoriile echipelor preferate și urmăresc evoluțiile trupelor rock. Succesul este chiar și mai important atunci când ne referim la cei care ne conduc. Oamenii respectă realizările altora și este greu să contrazici victoriile. Atunci când liderii reușesc să-și ducă la bun sfârșit proiectele, cei din jur îi respectă. Când pot conduce echipa către victorie, cei care îi urmează sunt convinși că o mai pot face încă o dată. Prin urmare, cei din jur merg după ei, fiindcă vor să facă parte și din succesele viitoare. 5. Loialitatea. Trăim într-o epocă a unei mobilități extraordinare. Sportivii profesioniști trec la o echipă la alta, căutând cel mai bun contract. Directorii general își negociază pachete financiare ridicol de mari, astfel încât, chiar dacă lucrurile merg prost, ei ajung oricum milionari. Un angajat obișnuit, conform unor studii, își va schimba ocupația de 10 ori până la vârsta de 36 de ani. Într-o cultură caracterizată de o schimbare constantă, de o fluctuație ridicată de personal și de tranziție, loialitatea este cu adevărat o valoare. Când liderii rămân alături de echipă până la terminarea proiectului, rămân loiali organizației,
și în perioadele mai dificile și își păstrează subalternii, chiar dacă uneori mai greșesc. Aceștia îi respectă atât pe ei, cât și acțiunile pe care le întreprind. 6. Valoarea conferită altora. Poate că cea mai importantă sursă de venit de respect pentru un lider este hotărârea sa de a le schimba în bine viața celor din jur. Fiindcă am discutat deja despre acest aspect în legea adăugării de valoare, nu voi mai detalia aici subiectul, însă poți fi sigur că subalternii apreciază liderii care le conferă valoare. Iar respectul acordat durează multă vreme după încheierea relației dintre ei. Măsurarea nivelului de respect. Dacă vrei să măsori respectul pe care îl ai ca lider, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să vezi pe cine anume atragi. Dennis E. Peer observa: una dintre unitățile de măsură ale leadership-ului este calibrul oamenilor care aleg să te urmeze. Cel de-al doilea pas este să vezi câți oameni răspund atunci când le ceri să se implice sau când vrei să faci o schimbare. Atunci când liderii sunt respectați și cer oamenilor să-i ajute, aceștia sunt de acord. Sunt pregătiți să-și asume riscuri, să escaladeze urcușuri, să muncească mai mult sau să depună orice alt efort necesar ca să ducă lucrurile la bun sfârșit. În momentul în care liderii respectați impun o schimbare, subalternii sunt dispuși să o facă. În schimb, dacă liderii respectiv nu sunt respectați de oamenilor, aceștia își găsesc scuze sau o iau pur și simplu pe alt drum. Un lider care nu și-a câștigat respectul oamenilor este foarte greu să-i facă să îl urmeze. Un lider respectat se retrage. În luna octombrie anului 1997, lumea basketului a fost martora retragerii unui mare lider, un om care și-a câștigat respectul fiindcă și-a petrecut 30 de ani din viață îndrumându-i pe alții. Numele lui este Dean Smith și a fost antrenorul principal al echipei de basket a Universității din Carolina de Nord. Anterior obținuse un record remarcabil cu Tar Heels și este considerat unul dintre cei mai buni antrenori de la acest nivel. În cei 32 de ani în care a antrenat echipa din Carolina de Nord, a câștigat 879 de meciuri. Echipa sa a câștigat 20 de sezoane consecutive din 27. Au obținut 13 titluri Atlantic Coast, au jucat 11 meciuri în semifinale și au câștigat 2 campionate naționale. Liderul trebuie să știe anumite lucruri, trebuie să fie conștient că le știe și trebuie să poată face pe cei din jur să știe foarte clar că le cunoaște. Clarence Randall. Respectul câștigat de Smith în rândul colegilor este uriaș. La conferința de presă organizată pentru a-și anunța retragerea, au venit să îl omageze John Thompson, antrenorul principal al lui Georgetown, pe care Smith îl învinsese în campionatul național din 1982, și fostul jucător Larry Brown. Michael Hooker, cancelarul Universității Carolina de Nord, l-a invitat pe Smith să rămână în continuare la universitate și să implementeze acolo tot ceea ce dorește. Până și președintele Statelor Unite l-a sunat pe Smith să-l felicite. Apropiații lui Smith l-au respectat cel mai mult. Legea respectului poate fi observată cel mai bine în cariera lui Smith, uitându-ne la modul în care interacționa cu jucătorii săi. I-a învățat foarte multe atât despre viață cât și despre basket. I-a impulsat să obțină rezultate bune la învățătură și aproape toți jucătorii au obținut o diplomă. A făcut din ei niște învingători și le-a arătat întotdeauna un respect și o loialitate incredibile. Charlie Scott, care a jucat pentru Smith și a absolvit facultatea din 1970, a ajuns în basketul profesionist, iar ulterior a devenit directorul de marketing al companiei Champion Products. Iată ce povestește despre perioada când era antrenat de Smith. Ca unul dintre primii jucători de culoare din ACC, am trecut prin multe momente grele în Carolina de Nord, însă antrenorul Smith a fost întotdeauna alături de mine. Odată în timp ce părăseam terenul după o partidă cu echipa din Carolina de Sud, unul dintre fanilor mi-a spus că sunt un babuin mare și negru. A fost nevoie de 2 asistenți să-l putească pe Smith, care voia să-l facă praf pe tipul acela. Niciodată nu mai văzusem așa de supărat și eram șocat, însă dincolo de orice era mândru de el. În perioada petrecută în Carolina de Nord, Smith a avut un impact extraordinar.
pentru felul în care conducea totul, nu numai că a câștigat meciul și respectul tuturor, ci a reușit și să formeze 49 de jucători care au intrat în lumea basketului profesionist. Dintre ei nu-i reamintim decât pe Bob McAdoo, James Worthy și Michael Jordan, nu doar unul dintre cei mai buni jucători de basket, dar și un lider în adevăratul sens al cuvântului. James Jordan, tatăl lui Michael, susține că o mare parte din succesele fiului său îi se datorează lui Smith și felului său de a antrena. Înainte unei partide de play-off din Chicago, bătrânul Jordan a spus: oamenii subestimează programul lui Dean Smith. El a ajutat pe Michael să-și perfecționeze abilitățile sportive. Și mai mult, i-a format un caracter pe care s-a putut baza toată cariera lui. Nu cred că Michael primea mai multă atenție decât alții. Avea o personalitate aparte, iar Carolina a fost locul ideal în care a putut îmbina sportul și școala. Și dacă mă gândesc bine, cred că de aceea a devenit Michael jucătorul care este acum. Michael Jordan a înțeles ce înseamnă să urmezi un lider bun. În ultimii ani de carieră și-a dorit foarte mult să joace sub bagheta unui singur antrenor, Phil Jackson, omul pe care el îl consideră cel mai bun. Dorința lui are sens. Un lider ca Jordan dorește să urmeze un lider mai puternic. Aceasta este legea respectului. E posibil ca dorința renumitului jucător să se fi născut atunci când tânărul în plină evoluție din Carolina de Nord era condus și îndrumat de puternicul său antrenor Dean Smith. Dacă te-ai simțit vreodată frustrat din cauza că cei care vrea să te urmeze sunt reticenți, atunci mai probabil încerci să conduci persoane care au calități de lider mai bine controlate decât ale tale. Acest lucru duce la situații destul de dificile. Dacă ești un lider de nota 7, atunci nu prea sunt șanse să te urmeze lider de nota 8, 9 sau 10, indiferent cât de interesantă este viziunea ta sau cât de bine este gândit planul pe care l-ai propus. Matematicianul Andrew Weil observa: un individ foarte bun va încerca să se înconjoare de persoane egale cu el sau superioare. Un individ mediocru se va înconjura de oameni de mâna a treia, iar un individ de mâna a treia se va asocia cu unul de un nivel și mai jos. Acest lucru nu se întâmplă în mod deliberat sau fiindcă liderii mai slabi sunt nesiguri pe ei, ci prin prisma legii respectului. Fie că îți place sau nu, așa funcționează leadership-ul. Așadar, ce poți face să devii un lider mai bun? Există întotdeauna speranță pentru un lider care își dorește să devină mai bun. Un lider de nota 7 poate că nu va ajunge niciodată de 10, dar poate ajunge la 9. Există mereu loc de evoluție și cu cât te dezvolți mai mult, cu atât vor fi mai buni cei pe care îi atragi. De ce? Fiindcă oamenii urmează în mod natural lideri mai puternici decât ei.